Am ajuns și la partea cea mai interesantă a analizei, în care voi introduce întreg raportul de autopsie. Vreau să fac unele precizări de la început. Am obținut aprobarea verbală a domnului Ion Manole ca să prezint unele părți din corpul Mădălinei la fața locului. Bineînțeles că întreg corpul și restul nu vor apărea în imagine, trebuie să păstrăm totuși decența, dar este necesar ca să pot ilustra ceea ce este cât se poate de important pentru caz. Apoi, pe parcursul analizei, voi face referire că din raportul de autopsie nu reiese. Nu știu dacă medicul legist a făcut acest lucru. La fața locului, legistul și anchetatorii nu au făcut aceasta, nu reiese de nicăieri. Și voi menționa sursa acum. Este codul de procedură penală, în special articolul 129, cercetarea la fața locului și, bineînțeles, normele procedurale privind expertiza medico-legală. De folos mi-a fost lucrarea doctorului Iuliu Fulga, un alt expert român în medicină legală, din cartea dânsului Îndrumare de medicină legală pentru juriști. Această parte, îmi cer scuze anticipat, este destul de lungă, dar este imposibil de făcut din nou pe părți, deoarece sunt atâtea informații care se pot uita de la o prezentare la alta. Și va include și două reconstituiri. Prima parte va fi despre ochi și rigiditate, acolo unde rămăsesem anterior în prezentarea ultimă, după care voi continua cu efectul antemortem și postmortem al furadanului asupra pupilelor. Veți vedea de ce este important în a determina dacă a fost suicid sau omor sau ce semne de întrebare ridică. Apoi voi continua cu raportul de autopsie și voi da atenție doar la organele în care s-a găsit furadanul. Pe scurt voi explica de ce s-a găsit acolo. Nu voi intra în amănunte despre alte organele Mădălinei. Pot să vă spun de acum, era sănătoasă, nu a avut fracturi. Și apoi voi continua cu rana la cap, pe care o voi analiza nu numai din punct de vedere medico-legal, dar o voi colabora cu poziția capului, a gâtului, a trunchiului, picioarelor Mădălinei și, bineînțeles, haine la locul faptei, deoarece și acolo sunt foarte multe semne de întrebare. Și prima reconstituire va fi cea din punctul de vedere, ca să spun așa, al anchetatorilor, pe baza la ceea ce există la dosar, cum au ajuns la verdictul de suicid. Voi încheia cu o analiză, o reconstituire făcută de mine, în care voi introduce tot ceea ce am prezentat până acum, inclusiv ceea ce voi prezenta astăzi. Foarte sumar voi face referire și la procurarea furadanului și cu toate că voi intra cât de cât și în partea de autopsie psihologică, voi face referire foarte sumar la reconstituirea mea, pentru că este necesar să înțelegem un întreg proces. Acum vreau să anunț că ceea ce fac nu o fac ca să atac nici o autoritate din România. Din păcate, când menționez că nu s-au făcut și menționez erori, o fac pentru că trebuie respectate niște norme și, în al doilea rând, s-a dat un verdict care, în întreg setul de documente care sunt și analize, s-au făcut niște omisiuni care, într-adevăr, puteau să aibă o altă influență asupra verdicturilor lor, poate o total opus sau, în același timp, să le consolideze verdictul care l-au vom vedea pe parcurs. Vreau să citesc ceva din cartea doctorului Iulian Fulga, despre ceea ce am spus acum câteva momente. Este necesar să se precizeze faptul că procurorul de caz, bineînțeles, se ocupă de cercetarea la fața locului pe ansamblu cât și de detalii, iar ceilalți membri ale echipei doar îl ajută. Legistul face parte din această echipă și are unele îndatoriri care, veți vedea, nu reiese că și le-a îndeplinit, nu știu. Trebuiau totuși trecute în procesul verbal.
Și, în practică, uneori acest principiu nu este respectat, prin aceasta fiind îngreunat procesul de analiză a consecințelor materiale a evenimentelor petrecute, exact ceea ce am spus. Vreau să vă reamintesc că de câte ori vom vorbi de decesul Mădălinei, vom avea efectele ante și post-mortem ale furadanului și, în același timp, elementele specifice și non-specifice accesierii. Trebuie să ținem cont de acest lucru. Anterior am încercat să estimez cât de cât intervalul de timp doar pe baza declarației medicului de la salvare, care, după cum știți, a fost făcut în jur de ora 6:45 dimineața, și ținând cont doar de două din detaliile despre rigiditate, cea a membrelor superioare și stomac. Citându-l pe un alt expert român în medicină legală, doctorul Marius Popa, din cartea dânsului de medicină, și punând doar timpul minim de 6 ore, după cum vedeți, cât de cât trecem dincolo de ora 2:32, când a fost dat SMS-ul. Ce putea să ajute și mai mult această estimare a intervalului de timp era persistența reflexului pupilar, care totuși trebuia făcută de medicul legist cu injecții de atropină sau pilocarpină. Acesta ne indica cât de cât un interval de timp poate de mai mic de 4 ore sau chiar 8 ore. Nu s-a făcut așa ceva, deci încă rămânem cu semnul de întrebare. La simptome și efectele furadanului, la rubrica sistemului nervos, de data aceasta să ne concentrăm doar pe mioză, constricția severă a pupilelor. Atunci când murim într-o moarte naturală, și cu unele mici excepții, mușchii ne sunt flacizi și, bineînțeles, irisul se poziționează pe mijloc, iar pupilele sunt dilatate, avem mitriază. În momentul în care intervine rigiditatea, bineînțeles că mușchii oculari sunt afectați și atunci avem pupile constrânse, avem mioză. Să vedem ce avem la Mădălina. Furadanul constrictă pupilele, indiferent de felul cum cineva a venit în contact cu acest pesticid. A fost inhalare, a fost atingere sau a fost ingerare. Chiar și experimentele pe animale arată același lucru. În același timp, persoanele care au avut tentative de suicid sau au fost tentative de omucidere și au supraviețuit cât de cât pentru o perioadă, au supraviețuit și li s-a dat primul ajutor, s-a constatat că au avut mioză și după tratament și pe timpul tratamentului și inclusiv după deces. Acum să vedem ce avem la Mădălina. Despre pupila, doar ceea ce au menționat asistenta și medicul în fișa de pe salvare. După cum vedeți, amândoi au scris și în cuvinte, la observații, au bifat pe fișa medicală, la rubrica pupile, ochiul stâng și pupila stângă și dreaptă. Amândoi au menționat același lucru, mitriază bilaterală. Doar medicul legist a menționat mioză. Într-adevăr, aici există un mare semn de întrebare și am contactat foarte mulți experți să înțeleg ce s-a putut determina. Înainte să vă spun ce răspunsuri am primit, vreau să vă arăt niște fotografii. Aceasta este una din fotografiile alb-negru de la locul faptei. Din păcate, nu am color, pentru care am obținut acum și permisiunea domnului Manole să vă arăt cum avea Mădălina pupilele. După cum vedeți, între ora 9 și 17, 9:30 dimineața, când s-a făcut această fotografie, voi încerca să subliniez, să delimitez cu roșu pupila Mădălinei. După cum vedeți, pupila este dilatată. Voi încerca să arăt aceeași fotografie cu altă lumină, deoarece este foarte dificil să-ți dai seama dintr-o fotografie cât de cât alb-negru dacă a fost mitriază sau mioză. Folosind un alt program, încercând să determin cât de cât dimensiunea pupilelor, era totuși de datoria legistului să măsoare dimensiunea pupilelor, iar voi încerca să delimitez cât
decât cu roșu, mai ales pe ochiul stâng al Madelinei. După cum vedeți, pupila este totuși parafidilatată. Aceeași fotografie, de data aceasta nu voi mai marca pupila, este o altă încercare de a avea în altă culoare de a determina cât de cât pupilele. Vă las pe dumneavoastră să concluzionați. După cum ați văzut la ora la care s-au făcut fotografiile, Madalina părea să aibă mitriază. Există un mare semn de întrebare, deoarece avem efectul furadanului asupra organismului, dacă ea a ingerat substanța, și în același timp avem și o rigiditate generalizată pe care chiar legistul a menționat-o. Nu mai spunem că și la ora la care medicul de pe salvare era la fața locului și era declarată decedată de cel puțin 3 ore cu rigiditate, tot mitriază avem. Într-adevăr, există o dublă reacție, mioză, mitriază și invers, o voi cita din Dan Dermegiu. Aceasta se face pe baza unor injecții, atropină, noradrenalină sau acetilocolină. Reacțiile încep de la între 5 și 30 de minute și acestea sunt necesare pentru a determina cât de cât intervalul de timp în care a putut avea loc decesul. Dar pentru a preciza și obiectivitatea rezultatelor, se măsoară diametrul pupilei. Nu reiese absolut nimic, așa ceva s-a făcut. Apoi la autopsie, pe data de 15, avem mioză. Cât de cât din fotografii la negru care le-am reiese că ar fi mioză. Și aici am intervenit să cer ajutorul unor experți, cum este posibil. Nu știu dacă i s-au făcut injecții între timp, dacă mioza a intervenit natural. Și neavând datele de care aveam nevoie și mai ales măsurătoarea pupilelor, care se face cât de cât pe un anumit interval de timp, am mers pe mai multe piste. Încercând să determinăm cum a fost posibil, mai ales când aveam o rigiditate generalizată, să avem mitriază. Și unele din piste pe care am mers, și vă rog chiar să nu considerați acestea ca un verdict al cazului, au fost dacă Madalina a fost inconștientă înainte de a avea furadanul, pentru că se știe că o inconștiență și mai ales o asfixiere mecanică de altă natură creează o mitriază. Apoi a mers pe o altă pistă dacă nu cumva lovitura la cap i-a creat această mitriază, dar lovitura la cap nu a fost de așa natură, mai ales că nu avem o fractură a craniului să se creeze mitriază. Dar dacă avea lovitura la cap, cum a putut să o aibă înainte de ingerarea furadanului? Și pentru că tot vorbim de lovitura la cap și de furadan, când voi face reconstituirea, ca să nu revin, vă rog să țineți minte că atunci când, dacă vă aduceți aminte și voi prezenta schița mai târziu, în baie, deci la 3 metri 32 cm de Madalina, avem recipientul cu furadan și paharul. Deci, dacă Madalina a ingerat această substanță în momentul în care i-a desigilat recipientul, bineînțeles că efectul acela al toxicului deja îi crea o mioză, dar în momentul în care ea a ingerat acea otravă, cantitatea care a avut-o, bineînțeles că avem o mioză severă. De ce nu am avut-o la locul faptei când a fost fotografiată, nu putem da încă un răspuns, nu avem datele necesare, dar semnul de întrebare rămâne în continuare. Să începem cu concluziile raportului de autopsie, foarte sumar, așa cum am prezentat înainte, moarte violentă, datorată insuficienței cardiorespiratorii acute, consecutivă intoxicației acute cu carbofuran, cala de pătrundere orală. Ce am introdus aici la concluzii, cu toate că face parte din identificarea victimei, nume, vârsta și înălțime, am trecut la concluzii deoarece greutatea Madalinei nu este trecută în raportul de autopsie. Nu știu dacă ea a fost cântărită sau nu, dar era important totuși de știut greutatea, mai ales că acest toxic are o doză letală pe kilogram corp.
În același timp, nu știu dacă la laboratorul de criminalistică s-au găsit și impuritățile furadanului, mai ales că este într-o formă lichidă. Importanța impurităților. Dacă un recipient cu acest toxic a fost ținut într-un mediu cu temperaturi mari, atunci se produce o conversie între materialul părinte, în cazul nostru furadanul, într-un cocktail toxic și mai letal. Indiferent cum doza a fost letală, dar trebuia determinat greutatea pentru că avem de făcut reconstituirea, cum s-a parcurs traseul acela și simptomele care le dă furadanul. Apoi la leziuni. Avem leziune traumatică, placă contuză parietală stângă, vom discuta mai târziu despre ea, cu infiltrat sanguin epicranian subiacent, care s-a putut produce cel mai probabil. Și am scris în albastru și subliniat, deoarece aceasta este o expresie a legiștilor, cel mai probabil, prin lovire de un de plan dur, sublinierea roșu mi-aparține, în cazul stării de rău care a premers decesului, nu are legătură cu mecanismul de producere a morții. Apoi se menționează, din cauza lipsei de spațiu, nu am scris, se menționează că în cazul în care ea supraviețuia ingerării cu furadan, această rană putea fi tratată în 8-9 zile de tratament. Când voi vorbi de lovire de plan dur la rană, vreau să menționez de pe acum, avem lovire cu un corp dur sau de un plan dur. La plan dur, de un plan dur, poate să fie din cădere liberă sau poate să fie și că cineva te-a lovit de un plan dur. Vom discuta la rană. Continuarea concluziilor raportului de autopsie, de data aceasta examenul toxicologic, avem colin esterază directă imbibată 86%, deci foarte ridicată. În sânge s-a găsit carbofuran, metabolitul acestuia și fenobarbital cu cantitatea care medicul legist a menționat că este o concentrație mult sub cea terapeutică. Concentrația terapeutică este între 6 și 8, ca mențiune. Apoi, sângele este negativ pentru droguri bazice și alcoolemie 0, conținut gastric carbofuran și lichid pericardic carbofuran și metaboliția acestuia. Partea raportului de autopsie cu organele în care s-a găsit furadan, coloanele sunt trecute exact așa cum au fost menționate în raportul de autopsie. Deci, în extremitatea cefalică avem în encefal, iar în regiunea orofaringiană avem buzele impregnate și mucoasa limbii. Am subliniat în roșu buzele impregnate, deoarece vreau să vă amintesc că buzele ei au fost impregnate cu furadan după ce a fost dezintubată. Apoi, mucoasa limbii am subliniat-o în galben pentru că voi reveni la ea. În regiunea cervicală avem în laringe și faringe. În torace avem în trachee și bronhii. În plămâni, pe secțiuni, impregnare fină. O să revin la aceasta. La fel cum voi reveni și la esofag, care este totuși subliniat în galben. În abdomen, în stomac s-au găsit 250-300 de mililitri. Și dacă vă aduceți aminte, cantitatea totală pe care a ingerat-o cineva este imposibil de determinat sau nu se poate preciza, stabili cu precizie, dar se știe că acea cantitate din stomac este cantitatea minimă care există în organism. Apoi în duoden și jejun avem o impregnare pe 1,30 m. Iar la examenul toxicologic avem furadan în conținutul gastric, sânge și lichid pericardic. După cum ați văzut, avem furadan și în sistemul digestiv și cel respirator. Așa cum este prezentat, deocamdată acum nu dovedește nici suicid, nu dovedește nici omucidere. Sunt mai mulți factori care influențează prezența în sistemul respirator a furadanului, ținând cont că dacă cineva se comite actul suicidal și ingerează această substanță, ruta este orofaringiană, esofag, stomac. De exemplu, unul din motive este faptul că este o substanță totuși greu de
de înghițit este uscoasă, deci poate să o ia și pe ruta cealaltă. Apoi există senzația de vomă sau regurgitarea. Poate să fie și post-mortem, mai ales când depinde și de poziția cadavrului, de felul cum un cadavru a fost transportat la morgă. În cazul nostru am avut și o întoarcere a mădălinei cu fața în jos la fața locului. Resuscitarea este un alt factor. Masca laringiană, unul din dezavantajele măștii laringiene, indiferent că este pe o persoană în viață sau, cum a fost în cazul nostru, decedată, unul din riscuri este că poate să absorbă conținutul gastric pe căile respiratorii. Deci, ceea ce avem până acum nu dovedește nici suicid, nici omor. Acum să trecem cât de cât la analiza la ceea ce am subliniat în galben și voi menționa care sunt observațiile toxicologilor la efectul post-mortem, la ceea ce se găsește în organism după o ingerare a acestui pesticid. Acesta este raportul de autopsie cu referire la limbă. După cum vedeți, în raport este scris că mucoasa era impregnată cu o substanță de culoare roz. După cum știți, prada domniei se l-a spălat. Iar la concluzii, mucoasa cu epiteliu pavimentos de acoperire cu mici eroziuni restrânse superficiale și aceasta ne-a atras atenția și veți vedea de ce. După cum ați observat, doar atât este trecut la leziuni și au fost trecut la plural pe mucoasa limbii. Cum au putut fi produse? Medicul legist nu ne-a dat niciun fel de informație, dar vreau să vă citesc din manualul doctorului Marius Popa, în cursul dânsului de medicină legală, care era obligația legistului. Pentru organele ce prezintă leziuni traumatice, se face descrierea organului, descrierea detaliată a leziunilor, localizare, formă, dimensiuni, profunzime, traiect, caracter vital post-mortem. De asemenea, se descriu și modificările cu aspect patologic. După cum vedeți, nu ne putem pronunța la aceste leziuni. Nu știm dacă au fost chimice sau mecanice. Dacă au fost chimice, înseamnă că au fost produse de furadan. Nu știm localizarea. Puteau fi produse mecanic, de exemplu de masca laringiană. Este un studiu al traumelor în medicina legală și în care se arată că atunci când se face o intubare, chiar și înainte de deces, imediat înainte de deces sau când cineva este decedat, este posibil ca masca laringiană să creeze leziuni nu numai în cavitatea bucală, dar la fel și pe epiglotă. De epiglotă nu reiese nimic din raportul de autopsie. Dacă nu era masca laringiană, atunci putea să fie format de mecanic de alt obiect introdus în cavitatea bucală a mădălinei. Din păcate, nu am nici un fel de alt detaliu despre leziunile pe mucoasa limbii, deci încă o dată suntem limitați, dar încă un semn de întrebare există. Esofagul, în raportul de autopsie este menționat că are mucoasa cu pliuri longitudinale impregnate cu o substanță de culoare roz, iar la concluzii, aceeași mucoasă cu epiteliu pavimentos de acoperire cu mici eroziuni restrânse superficiale. Sublinierea roșu mi aparține și veți vedea de ce. Ca și la mucoasa limbii, avem eroziuni la plural, la fel nu știm locația, dimensiunile. Legistul nu a menționat dacă sunt chimice, mecanice, fizice. Puteau să fie de la masca laringeană, nu, deoarece nu ajunge pe esofag. Mădălina, într-un act de suicid, nu putea să le producă. Puteau să fie chimice de la furadan sau de la regurgitare, un amestecat cu sucul gastric. În același timp, puteau să fie produse și de introducerea unui corp străin pe esofag. La fel, există un mare semn de întrebare care încă nu a fost elucidat. Din păcate, nu pot să, nici eu, nici alți experți, nu ne putem pronunța deoarece nu avem detaliile care sunt necesare. Considerând acum și limba și esofagul, ambele având mici eroziuni pe mucoasă,
După cum ați văzut, nu avem niciun fel de detaliu dacă au fost antemortem, amândouă, sau una antemortem, una postmortem. Dacă una a fost provocată chimic, alta mecanic, sau amândouă chimic, sau amândouă mecanic. Nu avem niciun detaliu, dar dacă amândouă erau antemortem și erau mecanice, aceasta poate să ne ducă pe pista că ceva a fost introdus mădălinei prin cavitatea bucală, prin esofag. Nu ne putem pronunța la fel pentru că nu avem detalii, dar semnele de întrebare acum sunt și mai mari. Raportul de autopsie, plămâni, după cum vedeți, avem la plural plămâni, revin la aceasta. Ce ne interesează este aspectul punctiform și petechial de impregnare fină cu o substanță rosiclam. Apoi la examenul histopatologic plămâni avem edem pulmonar moderat, cât de cât am subliniat asta, deoarece din cercetarea aceea de toxicologie clinică și experimentală pe organ, organul fosfate și carbamate, greutatea plămânului crește de 2-3 ori, cel puțin într-o intoxicare ca aceasta. Și apoi avem un aspirat bronchiolar și intraalveolar, care este de fapt o reacție vitală. Acum să revin la plămâni și plămâni. Plămâni, plămâni. După cum ați văzut la examenul histopatologic, avem plămâni la singular. Nu știu dacă este un typo, adică s-a intenționat pentru ambii plămâni și s-au uitat unii, sau a fost doar la un singur plămân. Dacă a fost la un singur plămân, nu este menționat stângul sau dreptul. În același timp, indiferent că era la unul sau ambii plămâni, trebuia determinat cantitatea de aspirat pulmonar, deoarece o diferență între de aspirat pulmonar în plămâni ne poate indica poziția în care a fost victima atunci când a avut loc aspiratul. Era foarte necesar pentru noi, deoarece avem semne de întrebare și dacă este suicid și dacă este omor. Așa cum avem până acum din ceea ce există în plămâni și în organismul mădălinei, mă refer la unde este furadanul, nu dovedește nici omor, nici suicid. Dacă, de exemplu, se dovedea ce cantitate a fost în fiecare plămân și știind acum postura victimei, de exemplu, dacă era din poziția stând, atunci puteam să determinăm să mergem mai mult pe pista de suicid, deoarece a parcurs, să spunem, traseul de la baie la locul unde a fost căzută. Nu există niciun fel de date, deci nu avem cum să ne pronunțăm. Încă pentru mine personal este o mare semn de întrebare. Fără a arăta un slide, vreau doar să menționez câteva lucruri totuși destul de importante. Din tratatul de neurotoxicologie clinică și experimentală organofosfate carbamate, ca efect toxic al furadanului la plămâni, avem printre altele creșterea secreției fluidului pe căile respiratorii și acest fluid se găsește în exces și postmortem, de aceea greutatea menționasem că este de 2-3 ori mai mare a plămânului și la mădălina cât de cât am avut-o moderată. Apoi avem fluid excesiv în gură și pe tractul digestiv. La fel, fără slide, doar să menționez, din jurnalul de medicină legală, am încercat să găsesc doar cazurile în care vârsta era cât de cât similară cu a mădălinei și cam aceeași cantitate. Voi da doar un singur exemplu. Un ofițer, ce drept e diferența aici, era bărbat, 45 de ani, a consumat 250 de mililitri de furadan. Deci, după cum știm, la mădălina a fost 250 pe puțin în stomac, 250-300. A fost dus imediat la spital, nu putea să respire și avea o secreție excesivă în gură, pe gât și pe nări de fluid. La fel, a devenit inconștient, era cianotic, avea incontinență de urină și de materie fecală, a vomitat excesiv, salivație și lacrimare excesivă. I s-a dat primul ajutor, după 7 zile de spitalizare, totuși a murit.
Ce vreau să arăt cu aceasta este faptul că, indiferent de faptul că cineva a fost salvat sau nu, sunt niște semne ale furadanului care sunt prezente până la deces. La Mădălina noi nu am avut nici o urmă de secreție, de fluid, de spumă, ca să spunem așa, pe nări și pe gură, până la deces, pentru că există acea respirație care, chiar dacă tu vrei să mori, totuși organismul încearcă să respire. Nu știu nici de cât fluid s-a găsit în Mădălina, pentru că nu este menționat în raportul de autopsie, dar totuși sunt, pe lângă alte semne de întrebare, se adaugă și acesta. Restul le vom discuta la reconstituire. La cap, așa cum mi se spune, de fapt este o plagă contuză, parietal posterior, paramedian stâng, relativ verticală, 2,8 cm, margine regulate, ușor retractate. Se constată infiltrarea sanguină a țesutului celular. Ceea ce este scris în raportul de la concluzii, nu mai menționez, am menționat înainte, ușor retractate, este, ne indică că a fost pe timpul când Mădălina era în viață. Procedura aceea că atunci când avem o rană la cap, mai ales o plagă deschisă cu echimoză, cu contuzie, să fie ras părul pe o porțiune considerabilă în jurul rănii, deoarece ne ajută cât de cât să determinăm dacă a fost o lovitură din cădere liberă sau o lovitură cu un corp dur sau cineva a lovit-o, mai ales ținând cont de zona în care este. Din păcate, fotografia care o am de la morgă este alb-negru, nu este clară absolut deloc. În același timp, am încercat să aflu de la domnul Manole dacă dânsul își amintește de o porțiune de păr a Mădălinei fiind rasă. Dânsul a spus că nu a observat să fie rasă în nicio porțiune a capului. Apoi am încercat să determin cât de cât și unde a fost poziționarea rănii, deoarece odată cu raportul de autopsie se dă și o schiță cu un desen a unui corp uman și se poziționează pe acea schiță locațiile traumelor care sunt. La cap, la fel, se poziționează cât de cât locația unei răni. Așa ceva cu raportul mie nu mi-a venit, nu știu dacă există. În același timp, după cum ați văzut, rana este puțin, este aproape verticală. Fiind aproape verticală înseamnă că era puțin oblică, nu știu dacă era înspre stânga sau înspre dreapta. Voi încerca să vă arăt acea imagine de la morgă, doar părul, nu este nimic altceva. Și apoi niște schițe care cât de cât le-am estimat pe baza descrierii rănii, că era parietal posterior, paramedian stâng, și văzând fotografiile, când scalpul a fost dat la o parte, poziționat cu creștetul capului cam unde ar fi fost rana. Aceasta este fotografia de la morgă. După felul cum este ținută rigla măsurătoarea, bănuiesc că aceasta ar fi rana, deoarece este cât de cât mai închisă la culoare, nu prea pare a fi liniară, are totuși niște colțuri, dacă așa este, cred că unul din colțuri este aici, ca să fiu mai precisă. Zona aceasta rotundă, nu pot să-mi dau seama dacă părul a fost cât de cât tuns într-o porțiune aici, nu pare a fi contuzie pentru că totuși arăta altfel. Aici este la fel o zonă închisă, poate părul a fost dat la o parte, ținut în porțiunea asta, este greu de delimitat și de pronunțat asupra ei. Pe schița aceasta, din estimare, cam aceasta a fost poziția rănii, ce am indicat cu săgeată. Vertexul este creștetul capului și cum am putut să delimitez aceasta, deoarece când se dă scalpul la o parte, tăietura se face prin mijlocul vertexului, deci cam aceasta, deci cam pe aici ar veni tăietura, aici este zona bombată, o să vedeți de ce este important aceasta, lovitura a fost aici. O altă privire din spate a rănit cât de cât. Dacă este să delimitez zona bombată, veți vedea la ce mă voi referi,
ar fi cam aceasta. Așa zisă regula liniei pălăriei în medicina legală este o probabilitate foarte mare că atunci când cineva cade pe spate și nu are niciun obiect de care să se împiedice să lovească în zona occipitală, zona bombată, ca să spunem așa, a craniului. Porțiunea aceasta în MOV, care este trecută pe imagine, este regula pălăriei, are 3 cm. După cum vedeți, aici este zona, acesta este osul occipital și ce am indicat cu săgeata aici este unde a fost lovitura la mădălina. Aceasta este o fotografie a unei plăci a scalpului liniară, cât de cât similară cu a mădălinei. Ce vreau să vă arăt este cât porțiunea de păr rasă este considerabilă, avem o imagine clară a rănii. La fel, putem să determinăm și suprafața echimozei din jurul rănilor. Aceasta le-am indicat cu negru, deoarece atunci când este să analizăm chiar cu lupa, se analizează o astfel de rană, noi putem să determinăm dacă aria echimozii este mai mare decât deschiderea rănii, a plăgii, deoarece atunci când avem o suprafață a echimozei mai mare decât deschiderea rănii, este un indiciu pentru că plaga a fost formată prin cădere de un plan dur, dar în același timp poate să fie și lovire cu un plan dur, de exemplu o scăldură. În același timp, dăm atenție și la rădăcinile părului, cum sunt strivite, dacă sunt strivite în zona aceasta a echimozei și pe marginile rănii și în același timp dacă sunt rădăcini de păr în interiorul rănii. Și acestea sunt la fel indicii de ceea ce am spus mai devreme. S-au făcut multe cercetări pentru a se determina cu mai multă precizie dacă o lovitură la cap, care este o rană la cap, care este deasupra liniei pălăriei, dacă este din cădere sau persoana a fost lovită de cineva. Așa cum am precizat, chiar dacă avem acea echimoză și cât de cât ne dă un indiciu, dacă aria echimozei este mai mare decât aria rănii, atunci a fost lovire de un corp dur, dar în același timp poate să fie lovire cu un corp dur. Dacă iau o placă, o scândură de lemn și lovesc pe cineva în cap, normal că suprafața de contact o să fie la fel. Deci, cercetările care s-au făcut acum pe noua linie a pălăriei, s-a determinat totuși că pot să existe răni din cădere liberă deasupra liniei pălăriei, dar acelea sunt pe partea dreaptă. Cele pe partea stângă sunt de la o lovitură dată de cineva și noi avem la mădălina parietal stâng. În același timp au fost și alte cercetări ale cercetătorilor din Germania și Elveția, au verificat această nouă regulă a pălăriei și voi cita din cercetarea lor, face parte acum din literatura de specialitate. Rănirile la cap din cădere nu au loc deasupra liniei pălăriei dacă, și aici menționez dacă, sunt îndeplinite următoarele 4 condiții. 1. Victima era în poziție verticală înainte de cădere, deci era în picioare. 2. Căderea trebuie să fie de la înălțimea proprie. 3. Suprafața pe care cade să fie plată și să nu existe niciun obstacol intermediar între corp, cap și suprafața pe care pică. Deci, dacă se îndeplinesc aceste 4 condiții, toate rănile care sunt deasupra liniei pălăriei nu sunt de la cădere, sunt de la lovituri. Revenind la mădălina, și bineînțeles, fiecare din aceste condiții trebuie să se țină cont și de poziția
corpului, cum a căzut, circumstanțele în care a avut loc decesul, crime scene și așa mai departe. Revenind la Mădălina, nu pot să arăt scalpul Mădălinei la morgă, dar vă pot descrie că sunt totuși niște semne de întrebare. După ce scalpul i-a fost dat la o parte și asta a fost reacția la absolut toți, aceasta nu este rană de la căzătură. Nu pare a fi liniară când scalpul a fost dat la o parte, dar are o are cât de cât un format de linie, dar totuși e și e puțin mai, să spun, mai deschisă rana decât era de la o plagă liniară. În același timp sunt niște urme pe scalp, pe interior, pe care din păcate noi nu le avem în fotografii color, dar chiar și în alb-negru se văd totuși niște urme care nu ne-au ridicat foarte multe semne de întrebare, nu știm ce sunt cu ele. La fel, la rană există un foarte mare semn de întrebare dacă a fost produs de la lovitură. Un alt lucru care vreau să, de la căzătura pe spate, un alt lucru care vreau să-l menționez, și aici voi face referire la Dan Dermergiu, când este vorba de o cădere, trebuie să se țină cont de înălțimea victimei. Și Mădălina avea totuși 1,72 m, viteza cu care cade, trebuie să se țină cont de suprafață și, într-adevăr, dacă cu cât suprafața este mai dură, cum avem noi gresie, leziunea este mai gravă, zona corpului pe care cade, și apoi să se țină cont de circumstanțele de cădere. Era din mers, ori sotatism, sau a fost heteropropulsată prin împingere sau lovire de o altă, de o altă persoană. Doctorul legist nu a clarificat acest lucru, cum s-a produs căderea, dacă a fost din mers, dacă a fost din poziție verticală stând. Un alt lucru care vreau să-l menționez este și faptul că, și nu vreau să arăt fotografii de la morgă, deci o să încerc să descriu. După cum am amintit, Mădălina era destul de slăbuță, nu avea grăsime, mai ales pe omoplați. Se vede și la autopsie, la morgă, se vede că omoplații cât de cât îi sunt puțini și țin afară osoși. În momentul în care tu cazi pe spate și efectiv te lovești pe mijloc, aproape de creștetul capului, nu o să încerc să fac această reconstituire, dar în momentul în care tu cazi pe spate, Mădălina nu are absolut niciun semn pe zonele osoase care ies în relief, cum ar veni coate sau omoplați. Nu există nici cel mai mic semn că Mădălina s-a putut lovi în acea cădere. Chiar dacă vânătaia nu a avut timp să se formeze, să zic, la omoplat sau undeva la cot, chiar dacă ea a murit până să se formeze o vânătaie, acea vânătaie în timpul perimortem putea să apară, să fie vizibilă și în același timp să aibă o altă culoare. Era totuși și de datoria legistului, dacă și a considerat că totuși a fost o cădere liberă, cum de nu sunt semne, putea să facă o incizie la sub piele, în zonele în care puteau să existe niște vânătăi. Așa ceva nu reiese că s-a făcut. Un alt semn de întrebare, cum rana la cap și felul cum s-a produs, cum a putut Mădălina să cadă pe spate, o voi prezenta în mai multe fotografii, deoarece nu pot să prezint corpul Mădălinei exact așa cum a fost la locul faptei. O voi face, ca să spun, pe bucăți, restul corpului va fi acoperit, dar și am luat aprobarea domnului Manole să vă arăt asta, deci o să încep acum cu gâtul. Să ne aducem cât de cât aminte cum a fost găsită Mădălina la fața locului. Din acest unghi și felul cum o prezint fotografia, nu este prea clară că totuși Mădălina nu era chiar perfect dreaptă, veți vedea cum. Aceeași poziție a corpului văzută din alt unghi, o să încerc să delimitez că totuși chiar după aia era dreaptă, avea corpul puțin arcuit, ceva la modul acesta.
Nu vreau să o arăt prea clară, totuși. Poziția gâtului era foarte stranie în partea aceasta, bineînțeles, am acoperit capul. Veți vedea acum doar gâtul. Aceasta este poziția gâtului la fața locului. După cum vedeți, destul de stranie. Prima întrebare care am avut-o a fost, bineînțeles că a fost mișcată la atunci când i s-a cercetat rana la cap și de asistentă și de medicul legist. Petru Mircea a ridicat și el capul să vadă despre ce este vorba, dar întrebarea mea a fost în momentul în care asistenta i-a dat capul pe spate pentru intubare, cum era gâtul ei și mai ales dacă a fost și în rigiditate. Întrebările aici sunt destul de mari. Aici este o altă poziție a gâtului, când rigiditatea era generalizată, este de la morgă. Într-adevăr, corpul a fost mișcat, dar rigiditatea era generalizată și în momentul când legistul a fost la fața locului până când Mădălina să fie dusă la morgă. Poziția gâtului este foarte, foarte suspectă, mai ales că noi avem rana pe partea stângă și aceasta este partea stângă a Mădălinei. Aceasta este una din fotografiile cu trunchiul. Voi reveni la aceasta pentru că sunt niște date foarte importante. Deocamdată să ne axăm pe o formă a trunchiului cât de cât, după cum vedeți, aici este așa. Și în partea aceasta a fost foarte mult, ca să spun, arcuit. Aceasta este fotografia color, o parte din ea, bineînțeles, care o am de la locul faptei. Chiar am cerut permisiunea domnului Manole iarăși să o arăt și am spus că voi arăta color de data aceasta. Dânsul a fost de acord, a spus că vrea să se afle ce s-a întâmplat cu fata dânsului. Această imagine ne dă foarte multe informații și le vom discuta pe rând în diferite culori, ca să spun așa. În primul rând, distanța dintre buricul Mădălinei și așa zisul tip de sus al pantalonului, o să încerc să-l delimitez. După cum vedeți, nu avea elastic, era un șnur parafid de bumbac. Dacă pantalonul a fost tras de cei de la salvare atunci când i-au făcut resuscitarea sau a trebuit să-i pună electrozi, după cum vedeți, un electrod este aici, unul este aici și răspunsul este nu. În cazul în care se presupune cei de la salvare au găsit-o cu pantalonul tras până aici, în primul rând nu aveau de ce să-l tragă atât de jos și apoi să ne uităm la pliurile pantalonului, n-a fost făcut de cei de la salvare. Un alt lucru pe care o să-l menționez acum și voi fi nevoită să-l repet și la reconstituirea ce a făcută de mine, sunt chiloții Mădălinei. Nu cred că este nevoie să arăt mărirea cât de cât a porțiunii acestea de chilot care apare, dar vă pot spune că era un fel de nylon cu dantelă, în orice caz era un material pe care se alunecă foarte ușor, nu era de bumbac. Ce era de bumbac și nu s-a luat în considerare este acest șnur, ca să-i spun așa, cu care ea a fost legată la pantalon. După cum vedeți, în primul rând, porțiunea aceasta de șnur este foarte mult în partea stângă. Dacă Mădălina, în poziția în care este acum, a căzut pe spate, că i-a venit rău de la ingerarea furadanului, acel șnur și el avea cât de cât o regulă a gravitației, că era mai mult, să spun, porțiunea aceasta, nici de cum atât de pe stânga. Mădălina, chiar dacă a fost parietal stânga, totuși a fost paramedian, deci a fost foarte aproape de mijlocul capului. A căzut căzând pe spate și nu putea să se ducă așa. Cei de la salvare nu știu dacă au avut un motiv să mute acel șnur.
Nu cred, mai ales că erau ocupați cu manevrele de resuscitare și constatarea decesului. Dacă a fost mutat de altcineva înainte de cei de la salvare, tot ce e posibil, dar nu în condițiile în care să verifice ce s-a întâmplat cu ea. Dacă se pune problema că Madalina purta pantalonii atât de jos, mă rog, fiind moda aceasta de să ai un fălătură al pantalonului mult mai jos, unu, nu erau acești pantaloni, nu știu dacă ea avea astfel de îmbrăcăminte, dar sigur nu erau acești pantaloni, pentru că, după cum vedeți, distanța aceasta aici, cât de cât a fost distanța între picioare la turul pantalonului și unde suntem noi aici este zona inghinală. O să arăt o altă fotografie cum de fapt au fost pantalonii Mădălinei. Deci a fost trasă sau s-a tras ea din altă parte. Până să revenim la reconstituire, vreau să vă menționez că era de datoria legistului la fața locului să dea atenție la îmbrăcăminte și să descrie în amănunt îmbrăcămintea cu urmele biologice procurorului. Nu reiese de nicăieri că a făcut așa ceva, cu atât mai mult să țină cont de felul cum era poziția corpului și a îmbrăcămintei atunci când ea a căzut pe spate și s-a lovit la cap. O altă urmă biologică, o ratasem înainte, este aceasta, nu s-a menționat, bineînțeles, zona în alb dintre picioare, care mai mult ca sigur este de la urină și este formată din poziție orizontală. Aici observați distanța de rama ușii când asistenta a spus că avea ambele mâini pe lângă corp. Ceva nu este clar. Nu știu cum mâna dreapta ei putea să fie în acest spațiu. Acum să dăm atenție la dunga pantalonului. Pe interior, o să încerc să o delimitez cât de cât exactă. Uitați-vă cum a fost tras, uitați-vă la aceste pliuri. Uitați-vă la cum este pantalonul aici și cum este aici. Voi reveni la reconstituire. Observați că pantalonul este sub călcâiul ei. Aceasta este zona aceea cu tivul murdar care era la spate, trebuia să fie la spatele Mădălinei. Tivul murdar, cum am spus, că era un pantalon de șofat. Și tot la reconstituire voi reveni și la călcâi și veți vedea de ce. Deci, doar această imagine ne furnizează informații foarte importante. Un alt lucru care vreau să-l menționez, tot o misiune și a anchetatorilor și a legistului. În momentul în care Mădălina a fost întoarsă cu fața în jos la locul faptei și s-a fotografiat spatele, și când vorbesc de spate este de la șold în sus la cap, nici de cum nu s-a fotografiat corpul Mădălinei, picioarele, pantalonii. E ca și cum Mădălina din spate nu a avut picioare. Trebuia făcută aceasta, mai ales că avem urme biologice pe pantaloni. Nu s-a făcut. Era foarte, trebuia foarte mult să se determine urmele biologice și, în primul rând, poziția pantalonilor Mădălinei. Veți vedea mai târziu, când vom face reconstituirea, această urmă și cea a chilotului, când vom analiza căderea, așa zisă, căderea la cap. În poziția care o avem acum, dacă Mădălina era să cadă pe spate, i-a venit rău, este imposibil și veți vedea de ce. O schița locului faptei, deocamdată nu interesează măsurătorile, încercăm să determinăm cum a putut Mădălina în poziția aceea arcuită care o avea să aibă rana la cap, după cum vedeți aici, și paramedian înseamnă că era exact pe jumătatea capului, ca să spun așa. Medicul legist nu a determinat cum a fost posibilă căderea și poziția corpului care a avut-o, era de datoria dânsului. Deci,
Să presupunem că Mădălina a ingerat aici otrava, a putut să meargă întreaga această distanță și a căzut aici. În starea de rău, normal că a căzut pe spate, cum a spus regizorul, nu s-a dat atenție la poziția picioarelor care a avut-o, cel puțin piciorul stâng. Știu că a fost, pantalonul i-a fost mișcat, piciorul i-a fost mișcat, dar piciorul drept se vede că nu a fost mișcat, a fost exact așa cum l-a avut ea. Deci direcția de mers a ei era undeva în partea aceasta, ori garaj, ori vestibul, dacă era să fi mers din baie. Dacă este să fi căzut pe spate, o să încerc să fac o altă culoare, dacă Madalina a căzut pe spate, a venit rău, conform legistului, și a căzut perfect pe spate, tragem o axă, atunci corpul ei trebuia să vină puțin aici, s-a lovit la cap în zona aceasta. Nu s-a lovit de pardoseală, se presupune că s-a lovit de rama ușii. Și apoi, mă rog, cine a găsit-o i-a mișcat capul puțin mai încolo. Este posibil, nu. De ce? Pentru că pe marginea aceasta a ramei ușii sau a peretelui nu există nicio urmă de sânge. Nu există urmă de sânge nici menționată în raportul de criminaliștilor și se vede foarte clar din fotografii că nu există. În același timp, chiar să presupunem că Madalina a căzut în direcția aceasta și s-a lovit aici de rama ușii, totuși mai țineți minte că era o distanță între frunte și perete. Vă aduceți aminte că avem și șiretul acela care era pe stânga. Dacă Mădălina nu a putut să stea dreaptă, bineînțeles, efectul otrăvii se balansa de pe o parte pe alta și a căzut pe partea stângă mai mult, să presupunem, din cauza stării de rău, atunci putem cât de cât să avem o arcuire a corpului, dar aici noi avem umerii care nu au nicio urmă, a avut un contact cu pardoseala și apoi lovitura la cap era temporală, nu era în direcția aceasta parietală și parietal paramedian, era cât de cât pe temporal, indiferent că era deasupra sau pe linia pălăriei. Fotografia, normal, nu Mădălina, să ilustrez cât de cât importanța pantalonilor și o parte din reconstituirea, așa zisă, reconstituirea a anchetatorilor și legistului. Deci, Mădălina, în momentul în care, să presupunem, a căzut pe spate și s-a lovit la cap în zona aceea, ea avea pantalonii așa, foarte aproape de, efectiv, zona inghinală a fost acoperită. Voi arăta mai târziu, în reconstituirea mea, cum erau pantalonii la spate. De fapt, erau exact trași cum sunt aceștia aici în față. Deci, conform legistului și anchetatorilor, turul pantalonilor era aici, iar urma biologică care era între picioare era undeva în zona aceasta. Cum au concluzionat dânsii că Mădălina a putut să meargă așa cu pantalonii și să facă o urmă aici, nu știu, nu pot să-mi explic. Chiar dacă prin absurd să presupunem că așa a vrut Mădălina să moară cu pantalonii peste șold tras jos, dacă avea urmă de urină, faptul că i-a venit rău, totuși porțiunea aceasta de la pantalon trebuia să aibă o urmă biologică și foarte bine ați văzut că nu are. Revenim din nou la prima fotografie care o am de la locul faptei. După cum vedeți, aici este pata de sânge. O voi arăta din nou în altă fotografie. Aceasta este fotografia cu pata de sânge. Este la o distanță cam de 90 de centimetri de sol, câte am putut să estimez din măsurătorile lor.
iar la schiță de data aceasta să dăm importanță la pata aceea de sânge care am arătat-o acum câteva momente pe perete, deci a fost, să presupunem, undeva aici, deci 90 de centimetri distanță de la sol. Așa cum am spus înainte, anchetatorii nu au determinat cum a fost formată, de cine, când, doar a fost fotografiată și atât. Din păcate, fotografia pe unghi de 90 de grade, noi nu avem color, deci niciun expert în analiza petelor de sânge nu se exprimă pe așa fotografie al negru cum avem noi, dar se poate vedea cât de cât că este urmă de transfer. Presupunând că Mădălina, în starea ei de rău, s-a lovit aici la cap, deci să presupunem era cu picioarele undeva pe aici și i-a venit rău și în căderea de rău, nu știu dacă ușa era deschisă sau închisă, nimeni nu a menționat, anchetatorii, cum am spus înainte, n-a întrebat pe cel puțin pe primul martor, pentru mici, acum era ușa când ne-a găsit-o. Și să presupunem că în starea de rău a Mădălinei, mergând cât de cât în direcția aceasta, deci direcția aceasta, i-a venit rău și să presupunem că ea s-a lovit de perete aici până să cade jos. Știu că foarte mulți au adresat această întrebare, cei care cât de cât au o idee de caz, și răspunsul este nu. În primul rând, dacă ea se lovea aici, pata de sânge cât era diferită. În al doilea rând, mai urma să aibă o altă rană, cea de la cădere și cea de la de aici de pe perete. Apoi capul ei nu putea să ajungă în direcția aceasta de aici. E totuși o distanță. Dacă ea, presupunând că s-a lovit la cap în direcția aceasta, atunci picioarele ei trebuiau să fie în zona aceasta, direcția corpului ei. Și după cum vedeți, măsurătoarea este de 80 de centimetri, deci corpul ei, ei corp nu avea cum să aibă loc pe distanța aceasta a holului. Până să trec la reconstituire, vreau să fac o precizare. Într-unul din videourile mele, în acela în care am prezentat telefonul Mădălinei și cum s-au dat telefoane după ce anchetatorii erau la fața locului, de pe telefonul ei, am menționat și faptul că au fost trimise mai multe SMS-uri. Aici este greșeala mea, de fapt am aflat după aceea. Eu am sunat Nokia din Canada să întreb dacă este posibil ca cineva să schimbe ora la telefon. Mă gândeam la vremea respectivă dacă schimb ora la telefon, scriu mesajul la ora 5 și vreau să schimb pe ora 2. Deci mi-au zis că trebuie să iau legătura cu providerul din România, Vodafone. Nu am reușit, dar am întrebat un amic din țară care se pricepe la telefoane și mai ales la Nokia cum este posibil. Mi-a spus că așa ceva nu se poate, dar după aceea am aflat că de fapt acel SMS poate fi trimis ca un singur SMS, dar apare fiind mai multe. Și de aceea, pe desfășurător, acel SMS la ora 22:32 a fost la câteva secunde unul de altul. Greșeala a fost a mea, recunosc, nu am știut asta, am menționat-o și în același timp nu am fost obișnuită să am pe un desfășurător așa ceva sau să am pe un mesaj 160 de caractere ca apoi să se facă un altul. Desfășurătorul care l-aveam la telefon, când am telefoane, venea ca un singur SMS trimis. Acum să trecem la analiză. S-au bazat procurorii când au dat verdictul de suicid. În primul rând, raportul de autopsie. Ați observat, sunt mai multe semne de întrebare acum știind raportul de autopsie. În al doilea rând, registrul nu a răspuns uneia din întrebările a anchetatorilor, care a fost adresată prin ordonanța lor, dacă tratamentul medical efectuat a fost corect sau nu. Bineînțeles că s-au distrus foarte multe probe. Faptul că furadanul a existat în acele organe, în sistemul digestiv și respirator, nu dovedește nici omor, nici suicid. Aceleași organe sunt afectate și într-un caz și în altul. În același timp, legistul nu a răspuns sau nu a explicat cât de cât
și asta să reiasă nu din raportul de autopsie, cât din procesul verbal al anchetatorilor, cum Mădălina a fost capabilă să meargă din baie unde se găsea fura de anor până la locul unde a fost găsită și mai ales cum s-a format lovitura la cap, ținând cont de poziția corpului și de haine și locația rănii. Al doilea este laboratorul de criminalistică. Nu avea ce să reproșăm. Au determinat că doar una din amprente de pe recipient era aptă, aparținea Mădălinei degetului mijlociu drept. Nici celelalte nu au fost, nu au putut fi identificate cui aparțin. Așa au fost formate amprentele. Apoi pe pahar avem o singură urmă de buză și două amprente inapte pe pahar. Vom reveni la aceasta, la reconstituire. Apoi declarațiile martorilor. Martori, cei care au fost prezenți la fața locului. Și veți vedea că declarația lui Petru Mircea acum la reconstituire arată și mai mult eroarea anchetatorilor când au dat acest verdict. Apoi avem declarațiile părinților Mădălinei. Dânșii au declarat foarte multe, în special domnul Ion Manole. Doar o parte din declarațiile dânsului au fost luate în considerare, dar cele care cât de cât, să spunem, le confirma deja verdictul care îl dăduseră de suicid. Avem declarația lui Berta Slav. O să vă spun că Berta Slav a avut două declarații. În prima a declarat că în ziua în care, pe 12 iulie, cu două zile înainte, Petru Mircea și Mădălina au venit la servici, la dânsa. Nu a întâlnit-o pe Mădălina, pentru că Mădălina urca, Berta Slav cobora. A dat plasa cu cadouri, nu personalului Petru Mircea, dar Petru Mircea a văzut plasele, i-a deschis ușa unde să le pună mașina. Apoi a dat o a doua declarație, în care se contrazice total, că de fapt nu l-a văzut pe Petru Mircea, dar a dat plasele Mădălinei. Petru Mircea știa de furadan, da, știa, și voi discuta mai târziu despre asta. Alte date personale care au fost luate în considerare, SMS-ul, testamentul sentimental. Acestea fac parte din autopsia psihologică, dar voi menționa cât de cât despre ele când voi face reconstituirea. Elementele esențiale, de fapt, apoi procuratul furadanului și despre acesta voi discuta imediat și că nu au fost urme de autoapărare. Într-adevăr, când o victimă este găsită decedată, se dau atenție la toate urmele. Dacă nu au existat urme de autoapărare, asta nu înseamnă că cineva a comis actul de suicid. Cineva poate fi omorât și atunci când este inconștient sau când o altă persoană sau două persoane țin persoana respectivă. Asta în general vorbim. Acum despre tentative de suicid și le zic așa zisele tentative de suicid, pentru că orice psiholog vă poate confirma că acelea nu au fost tentative de suicid genuin, de contemplare, de a muri, de a avea ideația de suicid atunci în ziua respectivă și prin metoda aceea. Mai multă despre discuția acestor tentative de suicid la autopsia psihologică care va urma în următoarea prezentare. Procuratorul furadanului, nu o să intru foarte mult în autopsia psihologică, doar atât o să menționez acum modul violent pe care și-l alege cineva de a muri. Chiar și aruncatul în fața trenilor sau aruncatul după o clădire corespunde personalității persoanei respective. Trebuia cât de cât să se determine că Mădălina, având personalitatea care o avea, a dorit să moară prin această intoxicație cu un pesticid atât de puternic. Faptul că cineva are o substanță toxică în casă nu înseamnă neapărat că acea persoană dorește să comită un act de suicid. Așa, fiecare dintre noi avem substanțe chimice în casă pentru spălat și alte medicamente. Într-adevăr, sunt metode mult mai ușoare de a spune capăt zilelor decât să faci o comandă care nu știai dacă îți vine până pe 14 iulie, când e ziua ta. Mai multe de la autopsia psihologică și
Vă garantez că foarte mulți psihologi care sunt pregătiți în suicid vă pot confirma aceste lucruri. Despre Furadan, de ce și l-a procurat totuși? Domnul Manor a declarat anchetatorilor și mi-a confirmat și mie de numeroase ori Mădălina, când a cumpărat casa, terenul acela era foarte mlăștinos, aveau probleme cu buruienile și a comandat un pământ. Pământul care i-a fost adus a fost pământ de cimitir care era foarte fertil și aveau foarte multe buruieni și aveau probleme cu gazonul și cu grădina. În ianuarie, dacă nu mă înșel, 2010, domnul Manole îi întreba pe Mădălina și pe Petru Micea cum vor scăpa de problema aceasta în vara care urma să vină și Petru Micea a spus că există pesticizi și că se poate face rost. Deci, într-adevăr, Furadanul putea să fie și pentru grădina lor, în același timp, exact cum a scris și Mădălina, era pentru sopli. Deci, faptul că ea a făcut comandă de Furadan încă nu susține teoria suicidului. Apoi, așa zisele tentative de suicid, voi face referire mai târziu, dar înainte să trecem la așa zisa reconstituire, să vorbim despre SMS și așa zisul testament sentimental. După cum vă amintiți, testamentul, SMS-ul începea cu nu este vina nimănui, motivul este acesta. Cuvântul motiv și toate studiile pentru de suicid, de note de suicid, există o adevărată, o întreagă știință și cercetări de zeci de ani de zile pe așa ceva. Niciun sucigaș nu folosește cuvântul motivul într-o notă de suicid. Deci, tu ca anchetator trebuia să-ți dai seama de atunci că există un semn de întrebare fiind cuvântul motiv în SMS. Apoi, în așa zisul testament sentimental și există un alt cuvânt care nu arată ideația de suicid, voi face referire mai mult la autopsia psihologică și alte semne de întrebare care există și acolo. Le voi colabora cu declarația lui Petru Mircea. Acum să trecem la reconstituirea făcută pe baza anchetatorilor. După cum vă amintiți, la etaj erau dormitor matrimonial, cel în care Mădălina mai obișnuia să doarmă și în jur de 5:30 dimineața Petru Mircea se trezește, nu găsește soția în pat, o caută în dormitorul alătura, nu era acolo și după care o găsește pe jos, pe hol. Acum voi trece la așa zisa schiță, ca să vă arăt pe schiță ceea ce s-a întâmplat, conform declarației lui, nu am de unde să știu dacă este adevărat, dar așa a declarat, și să facem analiză. Până să facem reconstituirea, să înțelegem puțin locul faptei. În capătul holului aici este bucătăria. Pe imediat pe stânga, cum intri, avem un întrerupător. În partea dreaptă avem un telefon fix. Mă rog, așa l-am desenat. Ușa la baie este aici și era deschisă. În debară avem o masă de călcat, fierul de călcat, un suport de metal pe care erau umeraș cu haine. Aici avem boilerul. Aici ușa de la intrare principală. Să ne aducem aminte ce este deja stabilit, adică este o certitudine că atunci când cineva ingerează furadanul emană un miros foarte puternic, este stabilit de legiști, de toxicologiști, de legiști și toxicologi, emană în special mirosul pe gură și pe nări. Nu mai spunem de mirosul care cât de cât trebuia să fie în casă, deoarece paharul avea pe pereții paharului, după cum ați văzut, substanța aceea ros, furadanul. Recipientul avea dopul închis. Deci, anchetatorii s-au bazat pe declarația martorilor. Prima a fost Petru Mircea și e și martorul principal. A coborât pe scări, undeva de aici, a sosit jos unde și-a găsit soția căzută. Nu menționează nimic dacă era lumina închisă, aprinsă, nu a menționat absolut nimic de miros, nici nu ne-a dat o descriere exactă cum era poziția Mădălinei.
dacă aceea a fost poziția în care a găsit-o, dacă ușa de baraie era închisă, deschisă, absolut nimic, dar nici anchetatorii nu au determinat asta. Să continuăm. Deci, conform lui Petru Mircea, s-a dus lângă soție, a observat că avea gura încleștată, a încercat să-i o deschide și nu a putut și atunci a observat în gură substanța roz. După care îi ia capul în mână și din capul soției mele de la spate a început să-i curgă sânge, ocazie cu care eu m-am pătat de sânge. Tot în declarația din 14 iulie, de fapt este o declarație, am în fața mea, este o declarație de una, două, trei pagini jumătate, în care ne vorbește de foarte puțin de faptul că Mădălina mai obișnuia să doarmă în dormitorul acela, vorbește de muzică, era inginer de sunet, cât de fericiți erau și la sfârșit avem un postscriptum și o să citez. Când am găsit-o pe soția mea căzută, lângă aceasta se afla telefonul ei mobil, des, e tăiat, după ce a pornit. Uitându-mă în acesta, am văzut că ea și-a trimis un mesaj în jurul orelor 2:30, în care își cere scuze și adio. Deci, telefonul, conform declarației lui, era lângă soție, dar nu știm unde. Aici, aici, aici. Nu a menționat nici anchetatorii, nu l-au întrebat. Ce este interesant, deci el s-a pătat de sânge, pentru că așa a declarat. Acest telefon mobil, indiferent unde era, nu avea urme de sânge pe el. Și în același timp nu avea nici urme de furat de an, deoarece dacă vă aduceți aminte ce am prezentat anterior și am arătat și degetele, la mâna stângă Mădălina avea pe degetul mare arătător și mijlociu furat de an, iar la mâna dreaptă pe arătător. Deci, Petru Mircea își citește mesajul, nu pătează telefonul, după care o cheamă pe mama lui, mami, mami, mama coboară și din declarația de o pagină jumătate, mama declară că și-a văzut fiul lângă noră, nu a observat să fie vreo baltă de sânge sub cap și a spus fiului să sună la 112. Restul declarației este despre observator Răzvan și Dani și cum a ajuns la casa fiului ei. Pe data de 12. Acum să continuăm. Deci, pentru că mama i-a spus să sună la 112, Petru Mircea o să sună la salvare. Nu s-a determinat pe ce telefon din casă s-a sunat la salvare, dar știm sigur că nu s-a sunat pe telefonul Mădălinei. Bănuiesc că îl menționez acolo, nu toate punctele. Deoarece din desfășurătorul Vodafone nu reiese că s-a sunat, chiar dacă era încărcat telefonul, avea bateria full. Petru Mircea nu poate să spună că s-a gândit că acest telefon o să fie probă la dosar și că nu a vrut să-l folosească, deoarece pe timpul cât ambulanțierii erau prezenți, el a dat un telefon de pe telefonul Mădălinei. Dar să continuăm. Deci, el a sunat la salvare. Să presupunem că a dat telefon din bucătărie unde era telefonul fix, deoarece pe întrerupător aici avem cât de cât niște urme brun roșcate. Telefonul acesta, anchetatorii nu au determinat care telefon din casă a fost folosit pentru 112, dar acest telefon nu are nicio urmă brun roșcată pe el, la fel cum nu sunt alte urme în casă brun roșcate. Singurul obiect care are urme brun roșcate este acest recipient cu furadan, dar acesta vom reveni mai târziu. Deci, Petru Mircea sună la salvare și spune că Mircea Magdalena Anca este căzută și întreba cine o rudă, la care dispecerul normal, bănuind că este un traumatism craniocerebral, nimic urgent din vocea soțului, trimite asistenta cu ambulanțierul care sosesc la fața locului. Ce știm, asta din declarația asistentei, pentru că Petru Mircea nu știm ce a făcut între timp, nu știm nici ce a făcut mama între timp. Anchetatorii nu au determinat, dar ce știm de la asistenta medicală că Petru Mircea i-a așteptat în stradă și i-a condus înăuntru.
Ușa de la intrare, mânerul ușii de la intrare nu are nicio urmă bună roșcată pe el, deci nu știm unde s-a spălat Petru Mircea pe mâini, în bucătărie, în baie, nu știu dacă aceasta era o urgență, mai ales că soția, iubirea vieții lui, era căzută pe jos. Dar mă rog, să continuăm. Asistenta și ambulanțierul ajung la fața locului, nu menționează absolut niciun miros specific, dar indirect ne arată cum era poziționată Mădălina. Era cu picioarele înspre ieșire și cu capul înspre bucătărie. Deci cât de cât avem poziția aceea unduită, ca să spun, de care am vorbit înainte. Știind că are un traumatism craniocerebral, normal că asistenta, primul lucru bănuiesc că l-a făcut a fost să verifice capul Mădălinei. S-a pătat de sânge. Normal că avea mânuși și nici nu trebuie să menționez asta. Știu că a urmat un EKG și o injecție cu un ser fiziologic. Bănuiesc că a trecut peste Mădălina aici de a făcut injecția, deoarece la pliul cotului drept noi avem o urmă de injecție. A trebuit să facă resuscitarea, dar înainte de, pardon, intubarea, dar înainte de intubare trebuia să determine dacă nu are obiecte străine în gură. Procedura este să-i deschizi gura normal și în același timp să-i bagi degetul în gură. Nu reiese că s-a pătat nicăieri de furadan, iar menționez furadan, nu impregnează, pătează, nu iese nici la spălat. Nu a menționat nici un miros puternic. Nu a menționat nici cum era limba căzută, dar bănuind că este inconștientă, normal, limba este căzută pe la bază, ca să spun așa. Deci a urmat intubarea. Așa cum v-am arătat în filmul acela cu intubarea, capul se dă pe spate, gura se deschide la maxim, se deschide maxilarul de jos. Nici atunci asistenta nu a menționat niciun miros. Dar, după cum ați văzut, masca laringiană se introduce cu degetul arătător cât se poate de mult în cavitatea bucală. La fel, nu avem miros, nu avem o urmă de furadan pe mănușa asistentei, deoarece atunci când asistenta i-a făcut resuscitare, pe tricoul Mădălinei, aici pe piept, la compresiunile toracice, sunt doar urme brun roșcate. Nu există nicio urmă de furadan pe piept, pe tricou sau în altă parte. Nici asistenta nu a menționat că ar fi văzut furadan, substanță roz în gură sau mirosul acela. Ce ne mai menționează asistenta pe timpul cât îi făcea resuscitarea? Dar nu tot timpul, deci într-o perioadă. Soțul îi masa piciorul și o întreba de ce a făcut asta. Acum iar apare mama în film, iar o femeie în vârstă cu un copil se plimba de la un loc la altul, deci atât știm. Nu a menționat că Petru Mircea a dat telefon între timp sau unde. După dezintubare, asistenta a menționat că pe gură și pe nări a ieșit substanța aceea roz, care ei și ambulanțierului le-au creat dificultăți în respirație și că mirosul a fost puternic. În momentul în care au dezintubat-o, atunci Petru Mircea le spune s-a otrăvit cu substanța de aici și arată recipientul. La care asistenta, după dezintubare, îi spune, îi cere ambulanțierului să sune pe medicul de la salvare. Deci, între timp, asistența a făcut 35 de minute resuscitare, a dezintubat-o, avem deja furadanul pe nări și pe gură. La 6 și 19 minute a declarat-o decedată pe Mădălina. Dacă la început a crezut că este inconștientă, deja acum ne menționează demidriază, rigiditate și lividitate. La 6 și 18 minute, deci cu un minut înainte să fie declarată moartă Mădălina, avem pe medicul de la salvare, care continuă să-i facă resuscitarea Mădălinei încă 25 de minute, deci în total mai avem o oră.
Și din fișa de pe salvare a medicului reiese că acesta a folosit și o pipă Gedel. De ce? Nu pot să pricep. S-au mai distrus alte urme, nu știu. Dar în orice caz nu-i văd rostul. După ce încă 25 de minute de resuscitare, medicul de pe salvare declară moartă pe Mădălina, dar fără ca să menționeze undeva, dar lasă acea notă procurorilor, o notă mică, nu este o declarație, este trecut doar atât. Pacientă decedată, vârstă, act suicidal cu o substanță chimică necunoscută, de 2 luni de zile era depresivă, a mai avut încă 2 tentative de suicid, rigiditate membre inferioare, superioare și trunchi. Să ne amintim cât de cât simptomele și efectele furadanului. Deci pe gastrointestinal avem vomă, diaree, hemoragie acută și perforare intestinului, așa ceva nu reiese că Mădălina a avut. Musculatură, avem rigiditate musculară, slăbiciune musculară, fibrilații musculare la nivelul feței proapelor limbii, contracturi musculare cu senzație de constricție toracică, paralizie de tip flasc. La respirator avem depresie respiratorie, dispnee pronunțată, respirație și urătoare. Cianoza, edema pulmonară și stolpul respirator sunt efecte și ale furadanului și ale asfixierii. La sistemul nervos, mioza, care am discutat, o vedere înțesrosată, confuzie mentală, convulsii, am discutat fenobarbitalul, starea depresivă cu abolirea reflexelor, paralizie generalizată, coma. Alte simptome, avem lăcrimare excesivă, hipersalivație, transpirație abundentă. Acestea apar imediat în momentul în care chiar și atingi cât de cât furadanul. Pe timpul cât doctorul făcea resuscitare, asistenta a declarat că era pe hol și atunci a văzut în baie că era un pahar cu substanță roz, cam de vreo 10-15 cm. Acum să trecem la procurori cât de cât, anchetatori, pentru că ce au făcut cei 3 polițiști la fața locului până când au venit anchetatorii nu se știe, nu am procesul lor verbal, dacă au făcut unul. Deci anchetatorii vin, mă rog, fac fotografiile de așa natură. Aici, pardon, este ușa băii, la Mădălina, la baie. Ce nu am menționat data trecută, cheile de la mașină, le-au fotografiat, dar nu am menționat ce mașină. Ce am înțeles de la domnul Manole, în garaj avea un Opel, pe care nu prea scotea afară și în fața garajului era o Toyota. Un lucru când ajungi la locul faptei și observi că exact cum ar veni în cazul nostru cheile de la mașină și cheile de la casă, nu aparțin acelui loc, normal că o să adreseze întrebări. Să presupunem că la ora aceea nici nu au observat pantalonii și că erau murdari sau că erau pantalonii de șofat, dar totuși trebuia să întrebe ce rost aveau cheile de la mașină acolo. După cum se știe, Mădălina era foarte, foarte pedantă, adică întreaga casă era lună, totul era pus la locul lui, nimic mișcat care să nu fie pus la punct. Cu atât mai mult să fi ținut cheile de la casă și de la mașină în mijlocul băii. Anchetatorii nu au determinat asta și nici psihologic vorbind să determine de ce au trebuit să fie cheile de la mașină când ea comite un act suicidal. Să mergem mai departe. Anchetatorii nu au, când am întors-o, v-am spus pe Mădălina, nu am fotografia cu spatele ei a picioarelor, dar în același timp, de la absolut nici un martor nu au încercat să determine cum era părul Mădălinei și o să vă arăt din nou fotografia, am arătat-o anterior, mai ales când ai un păr lung și cum l-a avut Mădălina, atunci când ai o cădere pe spate și mai ales că îți formezi o rană pe centrul capului, că este paramedian, ca să spun așa, părul este în formă stelară.
Știți că la locul faptei, când a fost fotografiată, a avut totuși părul băgat sub cap, era mai mult înspre, înspre dreapta. Partea aceasta chiar părul venea atât, aici era băgat sub cap. Și părul a fost îmbibat de sânge și de furadan aici foarte, foarte mult, care ce a ieșit pe gură și pe nări. Deci, anchetatorii nu au determinat cum a fost posibil, ținând cont de toate simptomele care, care sunt la furadan, Mădălina să fi parcurs această distanță. Pardon, până aici, pentru că aici sunt călcâile. Apoi, nu au determinat nici, ținând cont de pahar și de forfecuță, voi reveni la aceasta, din ce poziție Mădălina a ingerat substanța. A stat în genunchi, a stat în șezut, a stat stând și după aceea s-a plecat, indiferent cum. După ce ingerezi această substanță și mai ales că moartea ți intervine în câteva minute din cauza că nu poți să respiri, ai paralizie, intri în comă, cum a putut ea să pună paharul jos, bănuind că totuși dopul la recipient a fost pus până să bea, și să ne aducem aminte că la degetele ei avea trei urme de furadan pe aceste degete și una aici. Deci nu a lăsat nicio urmă pe covor, pe prosop, sau să se țină cel puțin de masca ghiuvetei care era aici. Dacă era, să spunem, în șezut, nici pe pantalon nu avem o urmă de furadan. Un alt lucru care iar nu s-a ținut cont, faptul că nu există nicio urmă de vomă sau de urină pe traseu. Indiferent cât de mult cineva vrea să se ucidă, sunt niște reflexe care ea nu are control asupra lor. Deci organismul vrea să dea toxina afară. Și primul lucru, chiar și doar atins cu un deget, este transpirație excesivă, vomă, urină. Vă aduceți aminte și de urma biologică de la pantaloni? Nu s-a menționat nimic în area în care această porțiune pe hol, dacă s-a găsit o urmă de urină sau de altceva. Medicul legist, la fel cum am menționat înainte cu anchetatorii, nu au determinat cum a fost posibil ca Mădălina să cadă din poziția aceasta. Chiar dacă a fost, să presupunem că a fost cu capul în debara și s-a lovit la colțul, ramei ușii, nu există nicio urmă de sânge acolo. În căderea aceea de rău, de exemplu, era capul aici și a căzut așa, atunci picioarele nu-i și trupul nu-i venea așa. Dar, iar la fel, stresez, nu există nicio urmă, am studiat rama aceea de ușă mărită, îi știu fiecare fibră de lemn. Există niște pete de sânge la locul faptei, dar nu le voi menționa public, așa cum am spus, le voi menționa anchetatorilor sau avocatului familiei Manole. Să revenim la ceea ce spuneam. Pe starea de rău, care a, să spun, a urmat datorită ingerării, Mădălina nu a vomitat, dar avem două locuri unde noi avem furadan. Unul este aici, o picătură de furadan, și una este aici. Aceasta a fost marcată cu jetonul numărul 3. Se vede că este formată din unghi vertical, adică de la 90 de grade. A fost fotografiată, dar nu a fost luată în considerare. Cea de aici este fotografiată de pe undeva de pe lateral, nu avem o fotografie criminalistică făcută profesional. Fiecare pată trebuie fotografiată la un anumit unghi de 90 de grade și, după cum aduceți aminte, avem și pata de sânge de aici, de pe perete. Deci pata de pe pardoseală și cea de pe perete au fost fotografiate corespunzător, dar nu au fost analizate sau să se întrebe cum au fost formate. Dacă au fost formate de asistentă, de medic, dacă Petru Mircea l-a format, absolut nimic. Ce pot să spun? Că această pată nu a fost formată de Mădălina, pata aceasta, deoarece dacă ea forma pata
și chiar presupunând că a scuipat fără ca să-i lasă urmă pe buze, înseamnă că ea a fost din unghi de 90 de grade, a stat undeva aplecată. Putea să fie aplecată de aici, putea să fie aplecată din partea asta. Adică a avut picioarele aici și a stat aplecat așa, sau a fost aici și a fost și a picat urma așa. Este imposibil deoarece picioarele ei, când au fost aici, s-a format rana la cap, nu putea să formeze pata. Cea din de vara nu pot să-mi dau seama dacă a fost formată de asistenta medicală când a dezintubat-o sau de altcineva atunci când s-au mișcat din de vara peste corpul ei. Știu că acest păr, în partea aceasta, care numai că a fost îmbibat de sânge, aici, de fapt, mai precis, este aici la ușă, capul i-a fost tras cât de cât, pentru că sunt urme de sânge, se arată cu părul a fost tras înspre hol. Voi reveni acum la cât de cât foarte sumar la păr și la tricou. Dacă vă aduceți aminte, am arătat această fotografie atunci când cineva cade pe spate și are părul lung, deci forma aceea stelară. Prezentarea cât de scurtă, cum arăta tricoul, aici este partea dreaptă. După cum știți, în partea dreaptă a fost tras părul mădălinei, aici se întoarce, bineînțeles. Aici avem partea stângă a corpului. După cum vedeți, există o urmă. Nu are cât de cât forma aici, nu are cât de cât forma faianței sau gresiei ce era pe jos. Avem o altă urmă, îmi pare rău, nu am color pentru că altfel ne exprimam, dar vedeți că aici nu avem corespondentul de sânge. Aici era părul îmbibat de sânge și balta de sânge nu a mai arătat, dar partea stângă, ea a avut părul dat pe dreapta foarte mult, este prea îmbibat pe sânge ca mădălina să fi căzut pe spate și să a avut părul în partea stelară. O fotografie color ca aceasta ne poate da mai multe indicii, dar din păcate nu avem. În orice caz, dovedește că punctul care l-am făcut până acum, părul nu a fost stelar. Înainte să trec la partea cu pantalonul și călcâiul, veți vedea de ce sunt importante. Vreau totuși să menționez alte două lucruri. De fapt, absolut totul mi-a atras atenția despre Petru Mircea, dar din declarația lui, alte două intrări foarte interesante, ca să le spun așa. Bineînțeles că anchetatorii nu l-au considerat la fel, pentru că altfel adresau alte întrebări și poate și investigația era altfel. Dar să ne aducem aminte de schița care a prezentat-o. Aceea în care el se pătează pe mâini de sânge și apoi dă telefon la salvare, dar nu după telefonul mădălinei pentru că acela nu avea urme de sânge. Avem urma de sânge pentru rupătorul la bucătărie și atât, și pe recipient. Nu știm când s-a spălat pe mâini, cum s-a spălat pe mâini. Știm că la ușa de la intrare, la fel, nu a avut urmă de brun roșcat pe mâner. Ce a declarat Petru Mircea? Ajuns la locuința noastră, echipajul de pe salvare a încercat să o resusciteze pe soția mea. Tot atunci am observat pe pardoseală în baie un pahar în care se afla un lichid de culoare roz. Tot acolo am văzut un flacon de culoare albă cu același conținut. La circa 20 de minute au venit și organele de poliție. Deci, 20 de minute organele de poliție au fost imediat după ce i-a chemat medicul de la salvare. Petru Mircea, deci nu știm când s-a spălat, acum era curat pe mâini, cât a fost echipajul de la salvare acolo, bineînțeles că erau cu resuscitare, erau cu intubarea. În același timp, sora medicală declară că el îi făcea masaj la picioare, deci a dat și telefonul unei cunoștințe de pe telefonul mădălinei. În rest, nu știm ce a făcut Petru Mircea. Sora medicală nu ne declară, dar știm că a plecat la ora 7:01. Dacă Petru Mircea a observat acest flacon, care o să vă arăt din nou fotografia, pe o parte are urme brun roșcate, Petru Mircea a declarat că avea același conținut. În primul rând,
flaconul este alb, nu este transparent, deci nu ai de unde să știi ce este înăuntru. În al doilea rând, nu are o etichetă, nu are absolut nimic. Ce are scris undeva aici, ieșit în relief, scrie pesticide, este foarte mic, deci cu atât mai mult de la o anumită distanță să știi care este conținutul. Când el a declarat că același conținut ca la pahar, înseamnă că a dat dopul la o parte, sunt niște amprente. În același timp, mirosul acela trebuia să fie și mai mult în casă. Nimeni nu a menționat absolut nimic de acest miros. La laboratorul de criminalistică, după cum știți, amprentele au fost identificate doar una, cea a Mădălinei, și restul erau inapte. Petele de sânge nici atât nu s-au putut identifica ale cui sunt. Cum de a știut Petru Mircea și cum de nu s-au luat amprentele, nu înțeleg. Un alt lucru care vreau să-l menționez, în declarație, el aici a terminat declarația, a scris atât de clar susțin și semnez, după care a fost postscriptumul cu telefonul și mai există un postscriptum. Declarația este 14.07, dată la procuratură, Mădălina era la morgă, autopsia a avut loc pe data de 15. La ora aceasta, când el a scris declarația, nici legistul, nici procuratura, nici de la laborator încă nu aveau sângele Mădălinei să știe de fenobarbital în sânge. Petru Mircea a considerat totuși necesar să menționeze: soția mea obișnuia să mai ia un extraveral înainte de culcare. Acesta s-a întâmplat doar în ultima vreme, întrucât se plângea că nu se odihnește în urma somnului. Uneori soția mea se trezea la ora 4 și dormea într-un alt dormitor, unde pe pat era o saltea mult mai bună, poate nu înțeleg scrisul. Este, chiar dacă noi ca audiență nu înțelegem de ce el a considerat lucrul acesta necesar, dacă este să consider din punctul de vedere al științei de suspectologie de care am menționat în primele video, acesta este un indiciu că se știa de fenobarbital. Un alt lucru care vreau să-l menționez, am încercat să fiu cât se poate de obiectivă, dar comportamentul lui Petru Mircea înainte, pe timpul și după decesul Mădălinei a atras foarte multe semne de întrebare. Unul din punctele pe care el l-a făcut într-o altă declarație, o voi colabora cu ceea ce va fi la raportul de autopsia psihologică a Mădălinei și voi explica atunci. Acum să trecem la partea cu pantalonii și călcriile. Am menționat înainte că anchetatorii trebuiau să țină cont de circumstanțele negative. Sunt acele urme care trebuiau să fie la locul faptei, indiferent că se merge pe verdictul de suicid sau pe verdictul de omor. Trebuie considerate și lipsa lor trebuie să ridice semne de întrebare ca să se poată colabora cu alte urme de la fața locului. În același timp, știu că toată lumea s-a întrebat cum a fost posibil ca Mădălina să bea o cantitate atât de viscoasă dintr-o singură înghițitură, pentru că avem o singură urmă de buză inferioară pe pahar. Și vă aduceți aminte, deci, de asta m-am și rujat acum foarte tare, deci nu urma de buză care vedeți acum, urma mea de ruj. Aceasta era urma de buză de pe pahar, era certificată, dar buza Mădălinei, așa unde este rujul meu acum, nu era pătată de furadan. După cum ne amintim, și la fel era și buza superioară, după cum ne amintim, asistenta medicală a menționat că nu avea nicio urmă de sânge sau de substanță roz pe față, pe corp sau în altă parte. După dezintubare, am avut furadan ieșit pe nări, deci porțiunea aceasta este pătată. La fel avem ieșirea pe lateral a gurii și, într-adevăr, avem și partea inferioară, partea din interior a buzelor sunt impregnate. Întrebarea când asistenta a intubat-o, dacă le-a observat sau nu, am discutat despre aceasta. În același timp trebuia să fie acel miros, care la fel nu există.
Am făcut câteva experimente cu iaurt, îmi pare rău, nu am mai mult rămas, mi s-a terminat iaurtul. Dar vreau să ne gândim la un singur lucru. În momentul în care ea a turnat în pahar, acest conținut deja îți crea niște, niște simptome. Una era, în primul rând, transpirația excesivă. Deci o transpirație excesivă îți împregnează și mai mult amprenta. Amprentele care s-au găsit pe pahar au fost stratificate. Deci avem cufuradan. Foarte bine puteau să fie plantate acolo. Faptul că există o amprentă undeva nu înseamnă că neapărat înseamnă că aparține aceea, adică chiar dacă aparține aceeași unei persoane, se identifică cu ea aparține, nu înseamnă că acea persoană a comis lucrul acela sau a ținut obiectul intenționat, voluntar. Amprentele pot fi plantate, dar de aceea se verifică, se colaborează fiecare urmă, dacă aceasta merge cu aceasta, dacă aceasta merge cu aceasta. Acum să fac experimentul cu iaurtul. Puteți să încercați acasă. Deci gândiți-vă că în momentul în care eu țin acum paharul așa, mă rog, Mădălina poate l-a ținut în felul acesta, pentru că degetul acesta venea chiar la buză și aveam o urmă aici, sau chiar dacă l-a ținut cu două degete așa, tot nu știu cum l-a băut. Dar ce ne interesează este urma de furadan acum pe partea superioară. Deci, am paharul, poate să-mi vină rău și să încep să tremur puțin. Deci, senzația aceea de la furadan. Și în același timp, trebuie să-l dau pe gât foarte, foarte mult. Pentru că nu este un lichid, nu este ca un lapte care mi se duce imediat ca pe esofag și în stomac. Chiar dacă eu umplu cavitatea bucală acum cu această substanță, până mi se scurge pe esofag sau poate să o ia chiar și pe căile respiratorii, depinde cum îmi este epiglota sau să nu mănec, în același timp cavitatea bucală mi era plină și eu acum tremură degetul, pardon, mâna, și trebuie să duc paharul tot pe gât. Substanța este viscoasă, deci cât de cât eu m-am diluat iaurtul cu lapte, deci încerc să dau totul pe gât, este foarte puțin. Deci, eu am iaurt pe buza de sus. Dacă încercați și mai mult, și scan reclama aceea cu lapte. Deci, așa ceva, anchetatorii nu au luat în considerare și trebuia totuși ținut de această circumstanță negativă, ca să o numesc așa. În procesul verbal al anchetatorilor nu iese direct. Mădălina a ingerat substanța în baie și a fost și a căzut pe partea sală acolo unde a fost găsită. Eu nu am citit, nu știu dacă au într-un alt dosar anexă al lor, dar din ceea ce reiese de la dosar, asta se înțelege. Mădălina a băut aici în baie. Lăsăm la o parte efectele furadanului, așa cum am arătat, chiar și când întorni pahar și până dai paharul pe gât, îți acoperă cât de cât acea căile respiratorii, mirosul acela este îngrozitor. Nu mai spunem de faptul că nu ți se duce nici ușor pe gât. Dar în momentul în care tu ai venit în contact cu așa o travă, și chiar și până să o ingerezi, după cum vă amintiți, am spus, efectul este mioză. Mădălina nu a fost excepție de la acest simptom. Anchetatorii, ca circumstanță negativă, nu au considerat cum este posibil dacă aici a avut mioză, aici să aibă midriază. Și midriaza, după cum știți, a fost și la asistentă și medicul după salvare și ați văzut-o când era și la fața locului. Așa ceva nu s-a luat în seamă. Apoi avem aspiratul pulmonar. Nu știm în ce plămână a fost și cantitatea, pentru că atunci ne putea indica pe ce traseu cât de cât a avut loc, dacă a fost în picioare sau dacă a fost căzută și în ce parte a fost căzută.
din raportul de autopsie nu reiese așa ceva. O să revin și la păr, mai ales la pantaloni și călcâi, dar înainte vreau să mai menționez că Mădălina, având acel păr lung și bogat, dacă a căzut jos, cum se presupune, și s-a lovit la cap, totuși acel păr a fost ca un tampon. Vă dați seama că lovitura la ea a fost și mai mare, nu se compară cu cineva care este tuns sau are părul scurt. Acum să trecem la pantaloni și călcâi. Să ne reamintim fotografia, ce să dăm atenție acum la această fotografie. Aici avem tricoul din spate al Mădălinei, n-am vrut să-l arăt total, dar era tras sub ea așa cum este un tricou normal. Se vede că în față a fost tras de cei de la salvare. Și în același timp pantalonul. Să ne uităm în primul rând și la aceste urme. Și aici este pulpa Mădălinei. Așa există piciorul și la morgă, rigiditatea. Nu o să mai marchez toate pliurile. Dați atenție la ele pentru că voi reveni și la călcâi. De data aceasta să dăm atenție la pantalon și kilot. Vedeți, aici este acel așa zis tip. Vedeți și kilotul pe partea, din unghiul acesta, acum se vede puțin kilotul și în partea aceasta. Uitați, coapsa Mădălinei aici, deși kilotul era tras în jos spre coapsă. Cum ne interesează călcâiul? Nu știu dacă puteți vedea aici murdăria aceea la tip de care spuneam și știați, ați văzut că pantalonul este întors, deci partea aceasta trebuie să fie la spate. La călcâi. Vedeți că sunt ca niște riduri. Se poate presupune, bineînțeles că a fost murdară, dar nu a fost. În același timp, așa s-a format lividitatea. Da, într-adevăr s-a format lividitatea, dar vedeți că sunt niște părți care sunt mai închise pe călcâi și le voi delimita cât de cât cu roșul, nu chiar de la bază. Uitați aici. Și mai avem una cât de cât puțin așa. Importanța lor, o să dau acum atenție dacă cumva a fost lumina aparatului, felul cum a fost prins piciorul, cel puțin nu a fost fotografia separat. Aceasta este o fotografie pe care eu am mărit-o cât se poate de mult. Dar și așa, pot să-mi dau seama că sunt niște, nu știu cum să le spun, niște riduri pe ale călcâiului. De ce? Pentru că dacă este să, și nu o să mă apropii foarte mult, dacă este să urmez cât de cât forma pe a călcâiului pe pardoseală, se vede totuși că piciorul nu este atât de perfect drept cum este aici. Acum să vedem care este importanța. În fotografia aceasta schiță, acum avem cât de cât întreagă pe Mădălina, știind cum erau pantalonii, pliul acela la picior și pantalonul sub călcâi și călcâiul, să demarcăm cât de cât care a fost părul Mădălinei. După cum eu am văzut o fotografie color, dar o să încerc să o arăt aici. Aici este părul Mădălinei. Exact are forma capului, ca să spun. Acesta este părul. Și toată porțiunea aceea de aici este o parte din balta de sânge. Deci tot ce este aici este sânge. Mai avem, bineînțeles, sânge și aici. Părul Mădălinei se... deci aici este părul. Părul Mădălinei este sub capul ei și trece foarte mult în partea aceasta. Nu vreau să sară prea mult fotografia. Dar în orice caz, acest păr este îmbâxit de, normal, de sânge și de furadan. Nu știu cum a mișcat sau cum a găsit-o asistenta pe Mădălina, cum i-a palpat rana la cap, dar în momentul în care Mădălina
să spun, din poziția aceasta, a căzut pe jos, ignorăm acum rama ușii, peretele și lângă ce este. Dacă Mădălina cădea din cauza stării de rău, atunci tot părul ei avea forma stelară. Vă aduceți aminte că am arătat cum trebuia să fie părul Mădălinei, mai ales că era foarte lung. Părul strâns sub ea, într-adevăr, putea să fie făcut de asistentă, putea să fie tras și de Pătrumicea, nu știm. Dar în același timp, vă aduceți aminte, la tricou, când am întors-o pe spate, partea aceasta stângă era îmbibată de sânge. Aici. Și ați văzut că era o formă cât de cât. Acesta este un exemplu cu un păr lung. Este din curs de reconstituire a locului faptei. După cum vedeți, când cineva are părul lung, cum îl are Mădălina, și cineva te așează jos, observați cum părul lung se duce sub capul tău, în ambele părți și drept. Acum depinde cum te ține persoana care te așează jos. Exemplul acesta cu acest copil, să dăm importanță la îmbrăcăminte și la forma părului. Imaginați-vă cât de cât că părul este normal, este lungită normal pe jos și eu vreau să o trag. Dacă eu trag acest copil de picioare și o trag în această direcție, normal că pantalonul, pentru că aici avem șoldurile, greutatea dorsală, normal că pantalonii atunci se ridică în sus sau nu se mișcă, nu se dau foarte mult în direcția în care o trag eu. La fel, tricoul se ridică în sus, la fel și părul, vor fi în direcția opusă în care eu o trag. Dacă fetița, eu acum o trag de mână, de o singură mână, în această direcție, normal că tricoul se duce în această direcție, la fel va fi și cu, depinde ce fel de îmbrăcăminte are, se va schimba pe direcția îmbrăcămintei și, bineînțeles, părul va fi în această direcție. Dacă eu țin fetița de gleznă și ea vrea să scape de felul cum o țin și nu se poate ridica, să presupunem, nu se poate ridica, dar vrea să scape de felul cum o țin. Deci direcția ei va fi aceasta când ea încearcă să scape. În momentul acesta, acum, pentru toată forța pe care ea și-o pune, pantalonii sau fusta ce are se va duce în direcție opusă. La fel va fi și cu tricoul. Deci tricoul nu se va ridica și la fel va fi și cu părul. Părul va fi mult sub ea. Revenim la Mădălina, după ce am înțeles acum ce se întâmplă cu îmbrăcămintea sau părul sau corpul persoanei atunci când este trasă sau ținută. Vă aduceți aminte acum din cealaltă fotografie alb negru că și aici pantalonul acela, chipartul în chilotul era vizibil cât de cât. Cel mai mult a fost în partea aceasta. Chilotul, un fel de nylon, nu nylon, nu știu cum să explic, dar ceva lucios pe care se alunecă și mai mult, mai ales dacă pantalonul acesta a fost peste nylon. Avem pantalonul, vedeți forma, și călcâiul. Să ne aducem aminte de simptomele furadanului. Avem o slăbiciune musculară și o paralizie de gen flasc. Să adăugăm și fenobarbitalul, care și aceea creează o slăbiciune musculară. Ca Mădălina să aibă acest călcâi în forma aceasta din căzătură și mai ales cu slăbiciunea musculară și paralizie, pentru mine este un mare semn de întrebare. Nu mai vorbesc de felul cum era îmbrăcămintea și vă aduceți acum aminte și tricoul. Deci tricoul este în jos, în poziția aceasta. Pantalonii, chilotul, ne sunt trase în jos. Avem urmele la călcâi și avem urmele de pliuri pe unul din picioare. Să vedem dacă Mădălina într-adevăr s-a tras sau nu.
Această fotografie am o dau cu aprobarea specială a domnului Manole. Acesta este spatele Madalinei cu urmele de pantalon și de tricou. O să încerc să nu marchez exact unde sunt liniile. O să le fac pe lângă. Uitați, aceasta este partea de sus, așa zisului tiv de la pantalon, aceasta este partea de jos. La fel, vedeți, avem și în partea aceasta. După cum vedeți, o să demarchez cât de cât cu galben. Aici este cât de cât linia chilotului. Ce este interesant că amândouă, și chilotul și pantalonul, cât de cât fac un unghi jos în partea aceasta, deci în direcția aceasta. Aici este spatele, bineînțeles. Deci o să dau pe lângă. Uitați-vă la șold, unde este totuși o greutate a corpului și cum aceasta vine în jos, unde este golul acela și când ești tras sau încerci să scapi de ceva care te ține, atunci pantalonul se duce în jos, dar avem din nou în partea aceasta. Tricoul Mădălinei, nu am arătat, dar efectiv linia aceasta albă care am scos-o din imagine, aceasta este tricoul. Deci tricoul a fost exact unde, cât era lungimea lui, nu a fost ridicat în sus sau altfel. Deci livitatea s-a format așa. Îmbrăcămintea Madalinei, felul cum a fost pe ea, urmele de la spate, tricoul, urmele de sânge de pe tricou, părul, călcâiul, pliurile de la pantaloni, au fost circumstanțe negative pe care anchetatorii nu le-au luat în considerare, mai ales atunci când au susținut că ea a căzut în cădere liberă pe spate și s-a lovit la cap. Nici nu am mai menționat faptul că avem această arcuire a corpului, deci Madalina era mai mult așa, părul în partea aceasta, nu știm dacă a fost trasă și de mână, îmi trebuie și alte fotografii color, dar în orice caz semnele de întrebare acum sunt și mai mari. O altă mențiune, în ordonanța anchetatorii au cerut legistului să menționeze dacă are alte leziuni sau cicatrici. În raportul de autopsie nu sunt menționate aceste cicatrici, dar în fotografiile de la morgă este clar că au fost cât de cât identificate. S-au găsit unele cicatrici vechi, de fapt toate au fost menționate vechi, dar avem una la claviculă undeva aici, avem una pe piept, una pe exact aproape de cot, dar pe exterior, am cum să arăt. Am vorbit cu domnul Manole, dânsul mi-a spus că acelea sunt cicatrici la un accident de motocicletă care a fost, cred că în adolescență sau tinerețe, Madalina l-a avut. Deci nu au legătură cu absolut nimic, căsătoria ei sau felul de a muri. O altă cicatrice care totuși apare pe mână, din păcate am fotografia alb-negru și fotografia este făcută și de la o distanță cât de cât mare pentru astfel de remarca unei cicatrici, este undeva între cotul mâinii stângi și umăr. Este pe undeva pe aici. Domnul Manole mi-a spus că de când a fost ultima dată până când a înmormântat-o, nu știa să fie avut un astfel de cicatrice. Medicul nu, legistul nu a descris-o, nici eu nu pot să mă pronunț foarte, foarte mult asupra ei. Când am mărit fotografia color, aceasta care o am și e prezentată în schiță, mi-am dat seama că există o vânătaie acolo, dar din cauza luminii și a lividității cianozei, deci nu pot să mă pronunț cu certitudine, dar ridică un semn de întrebare. Nu știu cât a fost vânătaia, de cât timp a fost, pentru că o vânătaie și în funcție de culori ți spune timpul de când a fost făcută.
dar în același timp, în discuția care am avut-o cu domnul Manol, încercând să aflu dacă am mai văzut alte vânătăi pe Mădălina, în luna aprilie 2010, într-o vizită la Mădălina, imediat după Paști, Mădălina avea o vânătaie pe unul din picioare, tot pe piciorul stâng. Era undeva pe pulpa piciorului stâng. Mădălina a refuzat să-i spună de unde este formată. Din descrierea domnului Manole, era undeva pe aici, pe la spate. Bineînțeles că până la decesul Mădălinei, acea vânătaie a trecut, dar în raportul de autopsie psihologică este bine să reținem acest element. Pe parcursul acestei prezentări, mai puțin în cele anterioare, am menționat că este posibil ca cineva să comită un act de omucidere cu această substanță și fără a lăsa niște urme. Datele care le am le voi divulga doar avocatului sau avocatei familiei Manole și anchetatorilor, dacă aceștia sunt dispuși să le deschidă cazul. După cum vedeți, după ce am introdus și partea medicală, avem mai multe întrebări decât aveam înainte, cum le numesc eu, un buchet de întrebări, și îmi sper din tot sufletul ca acest caz să se redeschide, să se afle adevărul. În același timp vreau să menționez că voi face autopsia psihologică a Mădălinei cât de curând, dar vreau să mai menționez că atunci când trebuie să dovedești că cineva a comis actul de suicid, cel puțin numai părerea mea, dar și altora, anchetatorii nu au dovedit-o, trebuie să dovedești anumite lucruri. În primul rând, trebuia să dovedești că trei condiții au fost îndeplinite. În primul rând, Mădălina a dorit să moară în acea zi, prin acea metodă. A avut dorința de a muri, de a ucide și de a fi ucisă. Este o parte din psihologie la care o să revin mai târziu. Apoi trebuia să se facă dovada că modul de operare, la felul cum s-a omorât ea, pentru că este și ucigașă și victimă în același timp ca atunci când este un act de suicid, trebuia să demonstreze că actul de modul de operare îi aparține ei. Din păcate, așa ceva nu a reieșit absolut deloc din toată prezentarea și analiza care am făcut-o până acum. Cât despre raportul de autopsie, am discutat cu foarte mulți psihologi din țară, a fost ca o temă pentru unii psihologi și au ajuns la aceeași concluzie. Nu reiese că a fost suicid. După cum știți, și părerea lui Pete Christmas, care este specializat în suicid la FBI, a făcut parte din echipa de aur, la fel, răspunsul a fost nu a fost suicid. Cât de curând voi veni cu această prezentare, până atunci, toate bune!